Republica Moldova trece noaptea de sâmbătă spre duminică la ora oficială de vară, ceasurile urmând să fie date înainte cu o oră, astfel că ora 3 va deveni ora 4. Ora oficială de vară este valabilă între ultima duminică din luna martie și ultima duminică din luna octombrie. Pentru trecerea la ora oficială de vară, ceasurile vor fi date înainte cu o oră, astfel că duminică, 29 martie, care va avea 23 de ore, va fi cea mai scurtă zi din an. După ce ceasurile vor fi date înainte cu o oră, diferența dintre ora oficială a Republicii Moldova și timpul universal va fi de 3 ore. În noaptea de sâmbătă spre duminică vom dormi teoretic cu o oră mai puțin, dar vom câștiga o oră de lumina naturală. Ar putea însemna facturi mai mici la energie electrică și mai mult timp pentru mișcare în aer liber. Într-o săptămână, organismul uman se adaptează acestei schimbări cu... Condiția să fie respectată orele de somn și de masă. Sportul de asemenea joacă un rol important, susțin specialiștii.